Consiliul Județean Gorj susține inițiativa Guvernului României de a colecta bani pentru cumpărarea operei Brâncușie Necumințenia Pământului. Mai mult, președintele Ion Călinoiu a anunțat că instituția pe care o conduce a avut din februarie inițiativa de a propune Guvernului înființarea unui cont de subscripție publică la Muzeul Județean Gorj, dar acum se alătură inițiativei Guvernului. Noi, în data de 24.02.2016, am înaintat Guvernului României, domnului prim-ministru Dacian Cioloș, o adresă pe care ne manifestam bucuria, aflând despre decizia Guvernului de a relua demersurile pentru achiziționarea de către statul român a lucrării Brâncușiene cu Mințenia Pământului, considerând acest gest unul de o maximă importanță, atât pentru cinstirea memoriei marelui artist român, cât și pentru patrimoniul cultural național. În contextul în care la Târgu Jiu va fi înființat Muzeul Brâncuș, obiectiv pentru care Ministerul Culturii a demarat deja un parteneriat constructiv cu Consiliul Județean Gorj, suntem cu atât mai încrezători să sperăm că această lucrare va putea fi admirată de publicul larg aici, așa cum ne place nouă, gorjenilor, să spunem, acasă la Brâncuș. Cunoscând că procesul de achiziție a sculpturii nu va fi unul ușor, am propus să ne alăturăm aceste acțiuni în numele tuturor românilor care ne-au scris și ne-au solicitat implicarea prin sprijinirea unei colecte publice care să completeze fondurile necesare. Astfel, noi din data de 24 am demarat intenția de a realiza această colectă publică la nivelul județului Gorj și noi la vremea aceea nu cunoșteam situația juridică privind contul deschis la nivel național și propuneam deschiderea unui cont la nivelul Muzeului Județean Alexandru Șteplescu. Acum, iată că suntem în termen, inițiativa noastră a fost, bineînțeles, una făcută cu gândul și numai cu gândul la ce înseamnă patrimoniul cultural al României și, în ultimul rând, ce înseamnă operele lui Brâncuș, care trebuie să vină mai aproape de locul natal al lui Brâncuș. Deci suntem în derulare cu această colectă, dar trebuie să devenim mai activi. O să procedăm la utilizarea tehnologiei moderne pe site-ul Consiliului Județean, să facem apel ca gorjenii, nu numai cei din aparatul Consiliului Județean, să realizăm această colectă, că este necesară să dăm un exemplu, fiind vorba de către operele lui Brâncuș.